Oameni faini, sper că sunteți pregătiți pentru încă un episod în care o să ne luăm la trântă cu chimia și cu fizica alături de Ninja Puff. Tam, tam, tam. Da, ați auzit bine, o să ne luăm iarăși la trântă cu fizica și cu chimia, pentru că pentru astăzi îmi doresc să facem un fission reactor și pentru fission reactor respectiv o să avem nevoie de fission core și fission electromagneți, bineînțeles. Iar pentru fission core-ul ăsta, ca să putem să facem noi aceste elite platinguri, o să avem nevoie de crystal binder, iar crystal binder-ul ăsta este un chin să îl obținem. După cum putem să ne uităm aici, are nevoie de 4 ingrediente, odată de magnesium dust, odată de crushed obsidian și odată de calcium sulfate și crushed roho something something, un cuvânt foarte greu de pronunțat. E bine, astea trei sunt foarte ușor de obținut. Pe asta practic îl obținem dacă dăm într-un perete cu un steel pickaxe, ceea ce înseamnă că deja avem destul de mult magnesium dust. Crushed sau pulverized obsidianul nu e chiar atât de greu de obținut. Pulverized-ul mai ales putem să-l facem într-un manufacturer și deja avem setată treabă pentru chestiuța asta. Și crushed, cuvântul ăsta ciudat, se obține printr-un rock crusher dacă băgăm în el granite. Și dacă bine ținem noi minte din episoadele trecute, avem deja o mașinărie care ne produce granite. Tot ce trebuie să mai facem este să facem un rock crusher care să ne producă toate chestiuțele astea de aici. Acum marele chin este la producerea de calcium sulfate, care se produce într-un crystallizer din calcium sulfate solution. Calcium sulfate solution care se face într-un chemical reactor din fluorite water împreună cu sulfuric acid. Fluorite water-ul ăsta se face într-un fluid enricher din crushed fluorite și apă. Crushed fluorite ăsta se obține într-un rock crusher dacă spargem noi diorite. De asta am trei mașinării care produc așa: andesite, diorite și chestia cealaltă care am uitat cum se numește, de care am zis mai înainte, granite. Acum partea un picuț mai complicată vine la sulfuric acid. Sulfuric acidul ăsta trebuie să treacă prin trei chemical reactoruri sau chemical reactoruri ca să ajungă în stadiul de sulfuric acid. Prima și prima dată, ca să facem sulfuric acid, ne trebuie sulfur trioxide împreună cu apă și asta ne dă sulfuric acid. Sulfuric trioxide ăsta trebuie să fie iarăși într-un chemical reactor din sulfuric dioxide împreună cu oxigen și sulfuric dioxide ăsta trebuie să fie tot așa într-un chemical reactor să avem malted sulfur împreună cu oxigen. Și malted sulfur, bineînțeles că îl obținem dintr-un melter, topind sulf. Deci ca să putem noi să ajungem la crystallizerul ăsta, la calcium sulfate-ul ăsta de aici, o să trebuiască să trecem printr-o grămadă de pași și cred că o să trebuiască pe undeva pe aici să mai facem încă o cameră de genul ăsta, dacă nu poate chiar un picuț mai mare. Cred că aș putea să folosesc un normal compact machine ar fi suficient pentru ceea ce o să vreau să fac. Însă înainte să ne apucăm noi de toată treaba noastră și să ne punem să ne batem iarăși capul cu chimia și cu alte chestii, vreau să menționez că am făcut câteva lucruri pe stream, pe streamul de vineri, seara, și încă câteva lucruri off-camera. Haideți să începem prima dată cu lucrurile de pe stream. Mai exact, armura asta pe care am pe mine este o armură de Dash. Am făcut armura asta fiindcă m-am dus și m-am luat la trântă cu challenge-urile de aici de undeva, da. Challenge-urile din Glitch Adventures, practic Glitch Tiny Machine-ul ăsta și Glitch Normal Machine-ul, cred că așa le zice la astea două. M-am dus și am făcut challenge-urile de aici și am scăpat și de șmecheriuțele astea pe care le aveam aici de completat. Asta unul la mână. Doi la mână, în Giant Compact Machine-ul ăsta m-am pus frumos și am făcut sus, deasupra la producția noastră de lavă și de obsidian, am făcut încă o cameră mai micuță care este plină ochi cu cloșuri. Și după cum puteți să vedeți voi pe aici, că deja se mișcă prin toată țevăraia asta iteme și alte chestii, nu știu sigur cât de bine vedeți voi, că mă gândesc că e destul de micuță treaba respectivă, dar avem așa. Avem aici un nullifier care practic șterge semințele pe care le produc cloșurile noastre. După aceea, aici avem un cufăr care primește toate itemele din cloșuri, le bagă înăuntru aici și după aceea le trimite în sistemul nostru,
Din coace avem un cufăr care este tot timpul plin cu bone meal care să se ducă în cloșurile noastre și aici avem un generator de apă infinită sau ceva de genul ăla care să ne umple tot timpul cloșurile cu apă. Acum dacă intrăm noi aici înăuntru și ne uităm la ce avem pe aici, sper să nu mai fie chiar așa de mult lag din cauza chestiilor ăla cu lavă de jos de acolo, dar e posibil să fie totuși. Avem și 6 sawmill-uri pe părțile astea, pentru că avem 6 cloșuri care ne produc lemne. Și mai exact scânduri, dacă stăm bine să ne uităm aici. Și produc scânduri din fiecare tip de lemn care există pe versiunea asta de Minecraft. Avem acacia, birch, acacia, jungle, dark oak, spruce și oak. Oak-ul de obicei îl folosim pentru cufere sau pentru a face bețe. Dark oak-ul, după cum știm, îl folosim pentru a ne face podelele să arate cât de cât drăguț în mod pe cul ăsta. Astea alte încă nu le folosim absolut pentru nimic, să fiu sincer cu voi. Aici în mijloc avem un cloș care ne produce industrial hemp, fiindcă avem nevoie de asta pentru a face ață cât mai multă. Și pe partea asta altă, bineînțeles, avem cloșuri care ne produc cactus, morcovi, era să-i zic țelină, dar de fapt sunt ridiche astea, dacă bine ține o minte, dovleci, grâu, cartofi și trestie de zahăr. Acum, prin spate, pe astea, după cum ați văzut, sunt tot felul de țevi și tot felul de chestii, țevi care aduc itemele odată în sawmill-urile astea, cel puțin de la cloșurile astea cu lemne, ca să ne producă scândurile aferente împreună cu sawdust. Din coace, țevile duc toate itemele în cufărul respectiv, care cred că e undeva în colțul ăla, dacă nu mă înșel eu. Și cufărul ăla ne trimite toate itemele în sistem, după care din sistem ajung în cloșurile noastre, fiindcă toate cloșurile au external storage pus pe ele cu prioritate de 20. Deci prima dată o să vină itemele aici, înainte să se ducă în sistemul nostru. Probabil că la un moment dat o să fiu nevoit să mă gândesc la o metodă prin care să șterg toate itemele sau să opresc tot sistemul ăsta ca să nu mai produc iteme în momentul în care ajungem să se umple cloșurile respective, deși mă gândesc eu că până să ajungă să se umple cloșurile respective o să terminăm cel mai probabil mod pack-ul, dacă eu sper. Tot așa pe live stream am mai făcut încă ceva și mai exact dacă intrăm noi un picuț aici o să vedem că avem un barrel cu witch water și niște mycelium și niște ciupercuțe. Și dacă scriem aici așa mushroom, o să vedem că avem posibilitatea să obținem mushroom-urile astea într-un multi-block miniaturization. Și le obținem prin chestiuța asta, adică facem acolo o mică ciupercă folosindu-ne de lemn și 5 bucățele de lână maro, aruncăm o bucățică de, cum îi spune, de sămânță peste chestia asta și ne dă o ciupercă. După care putem să creștem ciuperca cu bone meal într-o cameră un picuț mai mare, să o spargem și să obținem și mai multe ciuperci și așa mai departe. Lâna maro nu e chiar atât de greu de obținut, ținând cont de faptul că putem să obținem coco beans dacă siftuim nisip printr-un string mash, avem o șansă de 3% să ne dea coco beans. Destul de simplu. După care dacă vrem să mulțim coco beans-urile, e bine, acolo este o altă treabă. Și mai exact, dacă stăm noi să ne uităm un picuț aici, avem astea două quest-uri. Și quest-ul ăsta de aici ne dă un jungle sapling, ceea ce înseamnă că putem să creștem un copac de jungle. Acum, cum facem noi rost de jungle sapling-ul ăsta? E bine, trebuie să aruncăm un bonsai jungle sapling în apă ca să se umple cu apă, cum ar veni, să crească, ca și orezul. Se umflă ca orezul. Și ăsta îl obținem din, sau mai degrabă prin, metoda următoare, dând click dreapta cu mâna goală pe pământ. Avem o șansă de 0,5%, ceea ce înseamnă că o să trebuiască să dați click foarte, foarte mult cu mâna goală pe pământ până să obțineți un jungle, bonsai, sapling sau whatever. Și după ce ați făcut treaba asta, e foarte, foarte ușor să o faceți jungle sapling-ul, după care creșteți copacul de jungle și foarte ușor să faceți mai multe coco beans dacă aveți una singură. De asta și avem astea două quest-uri în momentul de față deblocate, fiindcă m-am pus și am făcut treaba respectivă. Și ciupercuța asta altă, exact aceeași treabă, numai că se face cu lână roșie într-un multi-block miniaturization și lână roșie e destul de ușor de făcut, ținând cont de faptul că avem beetroot. Ridic egal colorant roșu. Și țac, pac, uite așa avem treaba asta. Am făcut toată schemuța asta fiindcă am vrut să fac rost de soul sand. Și cred că mai am pe aici soul sand. Nu am? L-am folosit la ceva, nu mai știu la ce.
Soul Sand. Ia să vedem. La ce am folosit eu Soul Sand-ul totuși? Am folosit Soul Sand-ul... Da, cred că am folosit Soul Sand-ul să fac asta? Sau? Nici nu mai știu exact, sincer să fiu cu voi. Chiar nu mai țin minte. Cred că... Gata, îmi amintesc acum. Îmi amintesc acum la ce am folosit Soul Sand-ul. Am vrut să fac rost de Soul Sand ca să pot să fac un ou de zombie. Putem să facem un ou de zombie folosindu-ne tot așa de miniaturization field și punând 9 bucățele de netherrack pe dedesubt, 2 bucăți de Soul Sand în mijloc, dând foc la chestiile astea și aruncând o bucată de redstone, îți dă un ou de zombie. Și mi-a trebuit ouul ăsta de zombie ca să pot să fac quest-ul ăsta. Ca să fac advanced filtering, whatever, quest-ul. Și practic mi-a trebuit un strongbox pe care să-l punem jos. Am pus acolo 4 bucățele de carne de zombie împreună cu un filtru normal, simplu. Și am dat un click dreapta cu flux capacitorul ăsta peste el. Și uite așa am reușit să facem și quest-ul ăsta. O să urmeze să... fac iarăși niște, cum îi spune, niște Soul Sand ca să pot să fac și quest-ul de aici cu Capability Proxy sau ceva de genul ăla, că avem nevoie de Nether Wart și ca să facem rost de Nether Wart avem o șansă de 10% să primim Nether Wart siftuind Soul Sand printr-un String Mesh. Dar cam astea sunt lucrurile pe care le-am făcut pe livestream. Acum, între episoade, ca să zic așa, după ce am terminat livestream-ul, m-am pus și am mai făcut niște chestiuțe pe aici. Mai exact, aici am mutat schema asta de nickel. Am mutat-o de acolo aici și am pus aici un pressurizer pentru simetrie, mai mult, sincer să fiu cu voi. Mai mult pentru simetrie. Și pressurizerul ăsta are aici două rețete. Una pentru electrum plate și una pentru lead plate-uri. Fiindcă astea două blocuri le folosesc cel mai mult la decorațiuni. Cum putem să vedem, aici avem electrum sheet metal și aici avem cover din electrum lead sau ceva din lead sheet metal sau așa ceva, dacă bine țin eu minte. Și ținând cont de faptul că pe asta le folosesc și mai des, am zis, băi, hai să am o metodă automată de a face chestiuțele astea. Acum aici sus, după cum v-am zis eu, avem 3 mașinării, 3 igneous extrudere. Unul produce andesite, unul produce granite și unul produce aici în partea asta altă diorite. Și din coace avem 3 rock crushere care sparg diorite-ul, andesite-ul, respectiv granite-ul în chestiuțele astea micuțe de care avem noi nevoie pentru episodul de astăzi. Și în spatele acestor mașinării aș putea spune că am dus ideea de claustrofobie la maxim, cred că. Dacă dăm un click dreapta pe compact machine-ul ăsta și intrăm aici, o să ne apuce un picuț hiperventilația și... Dar noroc că nu-i întuneric aici. Am pus un tiny compact machine aici, care are toate cele 9 materiale pe care le produce sistemul nostru de afară. Practic aici sus avem materiale produse din granite, aici din andesite și aici jos din diorite. Deși noi avem nevoie doar de ăsta cu nume greu de pronunțat, de fluorite și de sulf, care în momentul de față nu intră în cache-ul ăsta, fiindcă afară, dacă bine țin eu minte, mai avem încă un cache cu sulf care este produs din siftuirea de, sau cernerea, am putea să-i spunem, de dust, de praf. Și ăla produce sulf și din moment ce noi acolo facem rost de bone meal, avem și sulf ca și outcome la treaba respectivă. Pe lângă sistemul pe care l-am făcut în camera cealaltă cu crushere și așa mai departe, am mai schimbat toate țevile, toate conductele de energie din jurul camerei noastre principale în care ne facem viacul în fiecare zi. Le-am schimbat cu sisteme cu conducte de cryostabilized flux ducturi, care practic poate să transmită energie infinit prin ele. Nu mai au niciun cap, nimica. Și așa, în momentul în care noi o să ne facem camera noastră cu fission reactorul, o să putem să transmitem energie acolo fără să ne facem griji și probleme, fiindcă ăla consumă undeva la 20.000 RF per tick, dacă bine țin eu minte, sau ceva de genul respectiv. Nu știu sigur unde o să-l pun, probabil pe undeva pe aici, că aici vreau să pun o altă cameră. După munca asiduă, am reușit să facem ceea ce mi-am propus. Mă rog, nu chiar în totalitate, dar am ajuns până într-un punct în care să putem să dezvoltăm ideea mai departe.
Am renunțat la a pune o cameră din asta normală, pentru că nu mi-a încăpeau toate mașinăriile în camera respectivă și așa că am pus totul într-un, de care asta, large compact machine, așa. Asta cred că, dacă bine țin eu minte, este de 11 pe 11 pe 11 sau ceva de genul ăla, nu mai știu exact 100%. Însă ce avem noi aici? E bine, avem așa, avem un melter aici prima dată care ne face din sulf, ne face malted sulfur sau ceva de genul ăla. După care, în partea asta la altă, am pus un fluid enricher care să ne facă din fluoride, crush fluoride împreună cu apă, să ne facă nebunia asta de fluoride water. Așa, ce mai avem? Avem în partea asta un electrolyzer și în partea asta altă la fel. Avem două electrolyzere care să ne producă oxigen. Le-am pus la astea, cum îi spune, aici sus în mod normal ne dădea hidrogen și tot hidrogenul l-am pus pe void, să fie voidat, să nu mai am treabă și bătaie de cap cu el. Așa că ne produce doar oxigen și de ceva de aici, nu mai știu cum îi spune la gazul respectiv, ia să vedem. Ne arată acum something. Nu mai știu exact. Avem și două tankuri aici pentru oxigen, în cazul în care o să fie exces, bineînțeles, din acest gaz. După care, aici în stânga avem un chemical reactor care să ne producă în mod normal sulfur dioxide. Adică ăsta ia niște molten sulf împreună cu oxigen și ne produce sulfur dioxide ăsta. În partea asta la altă avem aici un alt chemical reactor care din sulfur dioxide și cu oxigen, în momentul în care o să reușească să aibă niște oxigen în el, o să ne facă sulfur trioxide, care de aici mai departe se duce în chemical reactorul ăsta, care împreună cu apă, sulfur trioxide împreună cu apă, o să ne producă sulfuric acid. Sulfuric acid care se duce în chemical reactorul ăsta de aici și împreună cu fluoride water o să ne producă calcium sulfate solution, de care avem noi nevoie, și ceva hydrofolic acid, de care deocamdată cred că n-avem nevoie, dar am zis totuși să păstrez un tank din el în caz de ceva. De data trecută, de când am făcut iarăși toată lecția asta de chimie și toată nebunia cu chemical reactorurile astea, m-am învățat minte și nu mai folosesc, cum să zic eu, signal umplated item pipe, item ducturi sau fluid ducturi, fiindcă este posibilitatea ca ducturile respective să se blocheze, se umple cu un anumit tip de, nu știu, să zicem, de exemplu, se pot umple cu sulfur dioxide și să nu mai treacă restul gazelor sau lichidelor prin ele. Așa că folosim importere și exportere și, bineînțeles, external storage-uri. Toate chestiile astea sunt conectate cum ar trebui să fie conectate, după cum m-a dus pe mine capul, să zicem așa. Adică ăsta, de exemplu, are deasupra un exporter care bagă înăuntru oxygen gas împreună cu molten sulfur și aici avem un importer care scoate dinăuntru lui sulfur dioxide-ul și, în mod normal, ar trebui să ajungă exact în tankul ăsta, după cum putem noi să vedem. Ia să vedem, se duce. În teorie așa ar trebui să meargă de aici și să ajungă acolo. A, da, uite, a ajuns. Aveam 55 de găleți, acum avem 56. Exact aceeași treabă făcute la toate mașinăriile. Pe sus băgăm chestii cu exportere și prin lateral scoatem chestii cu importere și le ducem în tankurile astea pe care le-am pus pe aici pe dedesubt. Acum aici la etaj avem pregătit crystallizerul ăsta care din calcium sulfate solution îl cristalizează și îl transformă în calcium sulfate. Avem deja un stack. Repede s-o mișca băiatul ăsta. Fiecare chestiuță are niște upgrade-uri băgate în ea ca să funcționeze treaba un pic mai repede, să nu stăm și să așteptăm prea mult. De asta probabil a rămas și fără oxigen. Astea, în mod normal, cred că ar trebui să mai pape niște upgrade-uri, zic eu, ca să-și facă treaba ceva mai repede. Ia să punem upgrade-urile astea. Poate. No, cumva electrolyzerele astea niciodată nu reușesc să țină pasul cu restul mașinăriilor pe care le punem. Acum treaba este în felul următor. Noi dacă ne uităm la, cum domnul spunea, core, așa îi spunea, core. Dacă ne uităm la fission core-ul nostru sau fusion core-ul nostru, vedem că, două secunde că am greșit acolo tastă, vedem că pentru a obține neutronium fluidul ăsta pe care îl vedem noi aici, avem diferite rețete, practic. Și fiecare rețetă în particular ne arată aici ce ne produce, adică cât RF ne dă per tic și cât fluid de genul ăla se consumă, pe lângă ce temperatură optimă ar trebui să aibă toată schema asta noastră.
Și din ce m-am uitat eu pe aici, pe acolo, prin toate șmecheriile astea, avem molten lithium ăsta 7 și molten boron. Și de fiecare dată când combinăm molten lithium sau când apare molten lithium în toată schema asta, cam de fiecare dată ne dă 10 milibuckets de neutron fluid. Din ce putem noi să vedem pe aici. Acum ce mă interesează cel mai mult este o posibilitate și o combinație care să ne dea foarte mult, mă rog, nu chiar foarte mult, dar să ne dea ceva RF per tic. Molten lithium ăsta împreună cu molten boron ne dă 245 RF per tic. Ăsta ăla ne dă 22.900 RF per tic. What the heck, stai un picuț. Am descoperit până la urmă șmecheria din spate de la chestia asta. Adică treaba sunt în felul următor. Sunt o grămadă de rețete aici, rețete, în ideea în care putem să folosim o grămadă de tipuri de combustibil și bineînțeles din alea primim orice alt outcome de pe aici. Și ăsta pe care l-am arătat și eu prima dată, Molten Lithium 7 cu Molten Lithium 7, e cel mai eficient. Din ce cauză? Cu ăsta obținem 20 de milibuckets, 20 de miligăleți de neutron fluid și le obținem odată la 700 de ticuri. Ăsta al de aici îl obținem 10, nu, de fapt tot 20 de miligăleți, dar obținem odată la 900 de ticuri și ne trebuie mult mai multă căldură ca să ajungem la temperatura optimă pentru a funcționa ca lumea reactorul nostru sau ceva de genul ăla. Trebuie să ajungem la capa ăla aparent Kelvin. Deci la 202 giga Kelvin, pe când la asta trebuie să ajungem la 16611 mega Kelvin. Mult mai rapid ajungem la temperatura aia decât la alta. Am uitat pe aici și mai avem într-adevăr, dacă ne ducem pe pagina 4, lithium 7 cu lithium 6, adică să folosim amândouă chestiuțele din lithium. Dacă ne uităm aici, ăsta e lithium 6, ăsta e iarăși, tiny clump of lithium 6, what the heck? A, da, pentru a obține lithium 6 și pentru a obține lithium 7 ne trebuie iarăși fie tiny clump, fie din ăsta normal. Și astea, cred că dacă ne uităm la un isotope separator, o să ne dea lithium 7 din ăsta mare și 3 bucățele de astea de lithium 6 mic. Acum, după cum ziceam, avem și posibilitatea să folosim lithium 6 cu lithium 7 să obținem mult mai multă energie, dar primim doar câte 10 milibuckets de neutronium fluid odată la 650 de ticuri. Ceea ce nu e chiar așa de rău pentru că folosim amândouă tipurile de lithium pe care le obținem dintr-un isotope separator, dar în același timp e un picuț rău pentru că nu obținem așa mult neutronium fluid pe care noi îl cam vrem ca să putem să facem cu el glowstone dust. Practic, dacă ne uităm într-un neutronium irradiator, dacă băgăm aici destabilized redstone, după cum am zis la început, cu neutronium fluid o să obținem energized glowstone, care mai departe, bineînțeles din el, putem să obținem glowstone. Acum că am trecut prin toată chimia și fizica și ce mai e pe acolo, ar cam trebui să facem noi pe șmecheria asta. Avem deja tot ce ne trebuie să îl construim și dacă îi dau un start, în teorie, ar trebui în câteva secunde să fie craftat. O durat un picuț mai mult decât câteva secunde, dar pana mea acum, asta este. Și trebuie să mai facem pe lângă astea, fusion, uite, astea ne trebuie. Trebuie să facem electromagnez de genul ăsta și ca să facem noi quest-ul ne trebuie 64. Ce ne lipsește? Ne lipsesc 93 de bucățele de graphite dust. Graphite dust-ul ăla, din nefericire pentru noi, e aici și durează un picuț până când se craftează, dar pot să vin aici și să aștept să se mai facă încă o lecuță, după care să dau să se facă alea 64 de electromagneți. Până când se produce graphite dust-ul ăla de care avem noi nevoie, cred că ar fi bine să trecem aici și să mai facem noi lucrurile, mașinăriile, de fapt aș putea să zic, de care mai avem nevoie pentru a ne continua treaba. Și ar trebui să luăm isotope separatorul ăsta, să-l parcăm, uite, aici, așa frumos. Și probabil că o să punem un exporter, putem să-l punem de sub și să-i dăm output-ul pe altundeva, cred că putem să facem treaba asta, nu fără nicio problemă.
pac, îl punem, uite așa, și ziceam că ne trebuie litium, 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 ar trebui să fie pe aici, uite la litium, pac și bam, și asta ar trebui să intre aici fără nicio problemă, inputul de jos, perfect, și asta se separă în două chestiuțe aici, după care ne-ar trebui melterul ăsta ca să topim în mod normal ceea ce ne dă de aici, litium 6 și litium 7 eventual, să fac oare, tot sau și mă gândesc, vreau mai multă energie sau vreau pur și simplu mai mult neutronium fluid. Deci sunt un picuț așa în dubii, pentru că astea o să se adune cu timpul și o să fie prea multe. Cred că o să merg prima dată pe ideea de litium 7 cu litium 7, nu? Parcă ăsta era cel mai ok-uț care o să ne dea, da, litium 7 cu litium 7 și o să ne dea 20 de găleți, 20 de millibuckets, pardon, de neutron fluid odată pe la 700 de ticuri. Cred că o să mergem prima dată pe ideea asta. Mergem prima dată pe litium 7 ăsta de aici. De asta o să iau și o să parchez, uite aici, un melter. O să trebuiască aici să avem, cred că o să fie două conduituri, unul pe o parte, unul pe cealaltă, și să scoatem, uite așa, pe partea asta, uite așa, pe partea asta, la asta să-i dăm voie de acces, dar deocamdată rămânem așa. O să trebuiască două cache-uri, cache-uri, două cache-uri, ne sunteți, pac, două am nevoie, se craftează aceste două cache-uri. Și probabil că unul o să-l pun aici și unul o să-l pun aici. Eventual, în momentul în care o să am nevoie de multe alte mașinării pe aici, o să le mutăm pe astea și nu o să ne mai batem capul cu ele. După care o să ne trebuiască niște item pipe-uri. Signalul plated nu-mi trebuie, îmi trebuie item ducturi simple, uite așa. Unul acolo și unul acolo. O să am nevoie de două servouri. Unul să vină aici și unul să vină aici. O să-i dăm extract. Extract și la asta să își facă treaba. Blocăm aceste două chestii și punem două external storage, unul aici și unul aici, și le învârtim un picuț, uite așa, în sus. După care la astea o să trebuiască să le dăm priority 20, ca așa am învățat eu până acum. 20 priority și la asta și la asta. Și aici, bineînțeles, că o să punem, uite așa, un exporter și bam, pe care o să-l conectăm la trebuța asta noastră de aici și o să luăm acest litium 7 și o să-l punem aici, iar melterul nostru o să primească litium 7 și o să-l topească și o să-l ducă mai departe, cel mai probabil într-un, cum îi spunem, într-un tank, dacă o să am eu să pun vreun tank pe aici pe undeva. Cred că avem toate itemele necesare pentru a face șmecheriile astea de electromagneți. 64, start, da, avem available tot ce ne trebuie, start, și ar trebui să se crafteze încetişor cu treabă bună, ținând cont de faptul că, dacă ne uităm noi aici, cred că, da, exact, exact și cea, momentul de față se produce tough alloy. Încet, încet, cu treabă bună, dar se produce și tough alloy-ul ăla. E bine, și până ce obținem noi toată treaba aia, nu știu sigur exact în ce cameră. A, uite, zice că the smallest possible fusion reactor is just able to fit within a 9x9. A single electromagnet requires 200 RF per tick. Ok, deci trebuie să intrăm într-un 9x9. 9x9 înseamnă, dacă ne uităm noi aici și scriem compact, un 9x9 ar însemna, uite ăsta, large compact machine. Ok, deci large compact machine-urile sunt 9x9, 11x11. Aha, deci asta e 9x9x9. M-am încurcat eu matematica. Am putea să ducem, să facem și un maximum compact machine și să ducem reactorul într-un maximum compact machine? Dar pentru asta ne-ar trebui ceva mai mulți electromagneți. Cred că aș putea totuși să îl fac și să-l pun aici deocamdată și în momentul în care o să dorim să-l facem mai mare, să-l punem altundeva, probabil într-o cameră mai mare or something. Nu știu sigur dacă asta e cea mai bună metodă de a produce energie prin fusion reactorul ăsta sau cea mai bună metodă de a produce energie totuși prin reactorul ăsta la pe care l-aveam înainte. Asta nu știu cum se numește exact. Asta e fusion reactor, celălalt e fusion reactor. Deci două chestii total diferite.
momentul de față ăsta pe care îl avem aici produce 31.800 de RF per tic. Acum, așa trebuie să dau un click dreapta ca să iezi acolo. Nu știu sigur cât o să producă ăsta per tic. Aia mă interesează sau dacă o să facă față și dacă are rost să-l pun aici sau să-l pun în altă parte. Asta se face aici cu 98 de wall machine-uri. Da, mai avem noi chestiile alea oare? Mai avem atâtea. S-a oprit într-un sfârșit, tot terminat. L-am pus să se oprească la 2000 de enderpearl-uri. Aparent tot terminat. He's Gucci. Și acum ar trebui la un moment dat să fac chestia asta, probabil undeva în partea asta sau cealaltă, să pot să fac și compact wall machine-uri. Dacă vrem să mai facem pe viitor diferite chestiuțe de astea, adică diferite mașinării, cum vreau să fac acum, de exemplu, vreau să fac încă o cameră care să fie pentru fission reactor respectiv, o să am nevoie de și mai multe, de și mai mulți pereți de genul ăsta și atunci... Decât să stau să fac eu manual, aș prefera să pun să fac automat ceva. Problema ar fi în momentul în care s-ar bate cap în cap, practic producția de pereți cu producția de enderpearl-uri. Cred că atunci ar fi cea mai mare problemă. Și nu știu sigur cum aș putea să rezolv chestia respectivă. Perfect. Și acum, dacă arunc eu o perlă, ar trebui să se producă magia. O să dureze ceva ce drept, ca de obicei. Dar nu durează chiar așa de mult. N-aș vrea să mai fac încă o cameră, sincer să fiu cu voi, în care să am, cum îi spune, să am încă un sistem de genul ăsta de miniaturizare, care să fie de 3x3x3 și acolo să produc pereții ăștia. Aș prefera să am aici încă un sistem de genul ăla și cumva să... fac în așa fel încât în momentul în care unul din ăsta emite semnal de redstone, celălalt să fie blocat. Dar cred că pentru aia o să-mi trebuiască ceva în genul, cred că un not gate or something, sau ceva gate în orice caz, pentru treaba respectivă. Da, complicată treabă. Să te punem aici, hai că te punem aici. Deocamdată îl plasăm, uite aici. Bam, parcăm ăsta aici. Și ăsta pot să-l pun aici înăuntru, deși s-ar putea să-mi trebuiască niște cobblestone totuși. Și până ce se fac, sau s-au făcut electromagneții aia, să vedem. Fusion, s-au făcut numai 20. Ok, încet cu treaba bună se fac ei. Putem să intrăm în camera asta și din ce am înțeles, blocul ăsta este de 3x3x3, ceea ce înseamnă că aș putea să fac treaba asta probabil și să-l parchez nu pot să fac aia? Atunci facem asta, 1, 2 și îl punem aici. There we go. Și acum în mod normal ar trebui să aibă două blocuri și de sus, nu? Cred, 1, 2, 3, ok. Deci trebuie să fie pe 3 blocuri înălțime pus. Ia să-l spargem noi un pic. Mai punem încă un bloc aici. Ne mai facem încă o dată un urcuș și îl parcăm acolo. Gata, boss, te-am rezolvat. O să am nevoie de, cum îi spunem, o să am nevoie de elevator și aici, elevatere, cum vreți voi să le spun. Cred că elevator aș putea să fac lejer în momentul de față, ținând cont de faptul că avem enderpearl-uri, unul la mână și doi la mână, avem și potențialul de a face ață câtă vrem noi. Pac, pac. Pac, pac. Eu chiar câtă vrem, că nu avem infinit, aveam 5.000 ceva de hempuri, deci suntem bine. Pam, pișcăm un stack de chestii din astea, facem două elevatoruri și unul aș putea să-l pun fix aici sub reactor, iar celălalt aș putea să-l pun cel mai probabil aici, fix sus pe el. Și în teorie, dacă vin acum aici și mor pe ăsta și fac asta, ar trebui să mă dea sus pe reactor. Perfect. Într-un final s-au craftat și cei 64 de electromagneți. Putem să-i luăm de aici așa frumos și în momentul de față ar trebui să ne ofere quest-ul. Aia zic. Quest-ul nostru care ar trebui să fie pe aici pe undeva. Uite, ai pac. Pac. Și îi dăm un claim care să ne mai dea încă 32 de electromagneți. Electromagneții ăștia sunt destul de mișto, fiindcă dacă îi facem noi cu sticlă,
putem să facem treaba asta de aici și putem să obținem electromagneți transparenți. O să folosim câțiva și de ăștia, nu știu sigur 100% de cât o să am nevoie transparenți, fiindcă vreau să fac un fel de combinație între electromagneți transparenți și electromagneți din ăștia normali. Dar înainte să ne ducem să ne continuăm treaba cu acest fusion reactor, vreau să facem treaba asta. Deci, neutron irradiator, care în teorie n-ar trebui să fie prea greu de construit. Ia să vedem noi. În mod normal, toate chestiile astea ar trebui să le am probabil mai puțin asta și probabil mai puțin asta. Da, ok, n-am nici astea alte două și nici astea alte patru plate-uri, care în teorie sunt foarte, foarte ușor de făcut. Pac, așa. Bum. Și avem și neutron irradiatorul. West? Hello? Thank you. Aia zic. Acum l-a rezolvat și pe ăsta. Și în mod normal, fluid transposer, din câte știu eu, ar trebui să am probabil unul pe aici, pe undeva. Cred că, uite la, tu ești aici. O să te luăm împreună cu, așa, cu chestia asta, ca să fie un pic mai ușor de luat. Perfect, am terminat și asta cu fluid transposerul și în mod normal astea alte pe toate ar trebui să le am probabil, cred că aici ar trebui să am ăsta și ăsta sau nu funcționează așa. Trebuie neapărat prima dată să am itemul ăsta, ok, trece acolo, fluid infuser, cred că pe tine pot să te iau cu un, ok, te-ai dus, ai plecat, ia să vedem, fluid. Lui din fuserul ăsta ar trebui să apară pe aici, pe undeva, în mod normal. Ah, da, uite, la acum se duce tip, 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 încet cu treabă bună, pleacă băiatul meu și ajunge aici în strongbox-ul ăsta, după care se duce în sistemul nostru, nu? Hai, mai repede. Greu se mișcă pipe-urile astea, de asta nu prea-mi place să le folosesc, se mișcă extraordinar de greu, deci așa ceva n-am văzut în viața viețurilor mele. Ai ajuns, mă, băiatule? Fluid. Ok, eu ajuns și ăsta. Fluid infuserul. Questul completat. Și avem practic făcute toate astea. Acum ce mai avem? E questul ăsta cu cryothium pe care putem să-l facem foarte rapid. Bam, îi dăm să se crafteze. Îl luăm, îl punem în inventar, obținem questul, îl aruncăm înapoi înăuntru. Și în momentul de față, dacă reușim să mai facem questul ăsta de aici, ceea ce nu o să fie atât de greu după ce dăm drumul la fusion reactorul nostru, după ce facem chestiuța asta de aici, ar trebui în teorie și în practică să ni se deschidă și quest-ul ăsta cu glowstone-ul. Intrând în camera noastră cu fusion core-ul, trebuie să luăm, cred că, astea și în mod normal o să trebuiască să punem un rând de fusion electromagnet de genul ăsta, o să trebuiască să-l punem, uite așa, roată în jurul reactorului nostru. Bine, în mod normal poți să-l faci mult mai mare reactorul ăsta, dar sincer să fiu cu voi, nu cred că se merită și nu cred că o să am nevoie de un fusion reactor chiar atât de mare. Poate pe viitor, dacă o să fie caz, o să facem treaba respectivă. Următorul rând de electromagnet se pune la un bloc distanță de cel de acolo, deci asta înseamnă că o să trebuiască să-l punem, uite așa, pe aici. Pac, 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 pac și aici așa, perfect, a rămas cu încă 16. Măi, deci am eu o vagă impresie că nu o să-mi ajungă mie ce am aici. Următorul rând ar trebui să vină, uite așa, de desubt la chestiuța asta și o să vină în jur, uite așa. Și pe lângă asta o să trebuiască să vină la încă un bloc distanță deasupra, încă un rând de fusion electromagneți de genul acesta. Deci am rămas 8 din 30 și ceva. Există o posibilitate să nu ne ajungă cât avem. Deși nu știu sigur dacă au fost calculați așa. Sincer să fiu cu voi, 24. Poate. Poate am norocul și poate am norocul și scap, vorba aia. Punem ăsta aici, pam, spargem blocul de acolo și în teorie, dacă vin eu așa, s-ar putea să-mi ajungă la fix toți electromagneții, ținând cont de faptul că am primit 32 gratis. Da, la fix. Pua, la fix. La fix, fix, fix. Incredibil așa ceva. Acum ce trebuie să facem este să ne punem să luăm un tunnel de pe undeva de pe aici. Uite, aici avem un tunnel și ar trebui
în mod normal să le dăm energie electromagneților ăsta, probabil că... Stau să mă gândesc un picuț cum să le dau energie ăstora. Cred că aș putea să le dau energie de aici, de sus. Ia să vedem. Avem cable, nu. Ăsta ne interesează. Nici n-aș vrea să folosesc foarte multe conducte de genul ăsta pentru a le da energie. Și atunci aș putea să fac asta, probabil. În momentul în care primesc energie, ăștia încep să se facă verzi. Aia e ceea ce e interesant. Oricum, energia se împrăște prin ei, so that's good. Și mă gândesc că aș fi putut să le mai dau energie și din partea asta, dar pentru aia ar trebui să mai fac cumva posibilă încă o conexiune de afară. S-ar putea să avem lift-off, dragi prieteni și tovarăși, folosindu-ne de... A? Aia zic. Aia freaking zic. Așa mă, tată, uite-te și tu s-o pornești. De asta am vrut să pun din astea de sticlă, pentru că uite-te și tu ce frumos arată. Se vede toată plasma asta, cred că plasmă-i din mijloc de la treburile astea. Și animalul ăsta de aici, în momentul de față, nu produce deloc, dar deloc nu produce energie, pentru că trebuie să ajungă un picuț mai sus cu temperatura ca să fie eficient pentru a produce energie. Dacă ne uităm noi un picuț aici la litium 7 cu litium 7, zice că optimal temperature pentru el o să fie 16611 mega kelvin, da, mega kelvin, cred că la aia se referă. Și atunci o să producă cel mai bine el energie. Au treaba în felul următor. Nu văd să consume deloc din... Adică, ba, cred că au consumat un pic din chestiile astea. Și treaba în felul următor. Nu știu dacă el, per total, cum îi spune, se autosusține în momentul de față. Ia să vedem, consumă ceva din energie? Nu consumă deloc din energia din... cellurile astea. O trebuie neapărat să fac chestia asta ca să pot să-l pornesc, altfel stăteam aici, cred că 7 miliarde de ani, sincer să fiu cu voi, numai ca să pornim reactorul în pisicii lui. Temperatura urcă încet cu treabă bună, din ce văd eu. Acum ce am putea noi să facem este să facem treaba următoare, să luăm astea, să pun așa una, două aici și în mijloc să punem, uite așa frumos, un din ăsta de apă. Astea sunt active fluid coolere. Active fluid coolerele astea o să răcească în permanență reactorul nostru și ca să fie ele foarte eficiente, trebuie să punem, uite așa, pe partea asta, dacă am pus pe partea asta coolerele, noi o să trebuiască să punem dedesubt în partea opusă, ceea ce înseamnă că o să trebuiască să scoatem astea de aici. La fel, exact aceeași treabă, deci una, două aici și una, două aici. Și în momentul de față, șmecheria asta, dacă ne uităm aici, vedem că are active cooling rate de 128%. Acum, în teorie, eu aș putea să-i scot, de exemplu, o chestie de asta și să vedem cum stăm. Suntem la 100% dacă scoatem o chestiuță de aia micuță de active cooling. Dacă îl ținem la 100% active cooling, reactorul nostru o să ajungă la temperatura optimă și o să stea constant la temperatura optimă, din ce m-am informat și eu pe internețuri. Acum... o să greșesc, pot să nu greșesc. Însă au mâncat o tonă de energie. Nu pot să cred că au mâncat atât de multă energie ca să se pornească. Sunt pur și simplu mind blown cât energie au putut să mănânce ca să se pornească. Am mai meșterit eu câte ceva în laborator și între timp, din ce putem noi să vedem aici, reactorul nostru a început să se încălzească destul de tare. A ajuns, dacă ne uităm aici la temperatură, la 8200 și ceva de mega kelvin deja. Și temperatura crește cu 26.000 și un picuț de grade Kelvin pe tic. Acum, pe partea asta, altă, dacă ne uităm, eficiența a ajuns la 41.3%, ceea ce înseamnă că e binișor. Mai avem un picuț și atingem capul de 50%. Și în momentul de față, reactorul nostru produce 9000 și ceva de RF per tic cu eficiența asta de 41.4%. Am pus o grămadă de baterii de energy cell-uri din Signal pe aici ca să se încarce, ca pe viitor, în cazul în care o să mai avem nevoie vreodată de energie pe undeva, să putem să avem o baterie din asta, are 32 de milioane RF, deci fără nicio problemă, dacă o să oprim vreodată reactorul ăsta și o să trebuiască să-l pornim din nou, putem să luăm niște baterii de aici, să le punem aici frumușel și să ne...
să ne facă treaba mult, mult, mult mai ușoară. Și între timp ce reactorul nostru se încălzea și începea să producă energie și așa mai departe, eu m-am dus aici frumușel într-o cameră, nu mai țin minte, doamne, în care aici ar trebui să fie, ha-ha! Am găsit-o până la urmă. Am aranjat un picuț treburile pe aici. Bineînțeles că în zona asta de jos de aici pot să mai pun încă niște tank-uri ca să arate totul frumos sau whatever, dacă chiar vreau până la urmă. Dar aici sus m-am pus și odată am pus aici detectorul ăsta, care în momentul în care se ajunge la 2007 să blocheze toată treaba asta. Aici am pus iarăși un detector care în momentul în care ajungem la 2000 calcium sulfate să oprească toată producția de calcium sulfate. Nu cred că mai am nevoie de calcium sulfate la ceva. Adică din ce pot eu să-l văd, îl folosim doar la crystal binder și crystal binderul ăsta, în afară de elite plating, nu facem absolut nimic cu el. Și elite platingul folosim strict pentru, din ce văd eu, Fusion Core-ul ăsta sau Elite Solar Panel-uri. Solar Panel-uri într-un spațiu închis nu avem cum să folosim. Molten Salt Reactor Controller, I don't know, nu prea cred că o să mai folosim la ceva chestiuțele astea de pe aici. So, nu prea cred că are rost să mai facem altele. Deci practic ne trebuie numai câteva bucăți și noi am făcut o grămadă, da? Asta este viața, ce să-și faci? Aici asta își face în continuu Molten Lithium 7, ceea ce este bine, și în partea asta avem un Neutron Irradiator care în momentul de față face Liquid Molten Potassium Hydroxide. M-am uitat, sincer, nu prea folosim la mai nimica. Și din coace, bineînțeles că avem aici Energized Glowstone, doamnelor și domnilor, Energized Freaking Glowstone. Nu putem să-l luăm cu găleata din nefericire, dar o să pot să-l iau cu alte chestii. Acum, înainte să ne mișcăm de pe aici, să ne mutăm și să facem alte lucruri, aici în spate am pus un Signal Unplated Fluid Duct, care să dea energie chestia asta de aici și în același timp să și ducă lichidele în stânga și în dreapta. Nu produce așa de repede lichidele încât să nu facă față pipe-urile astea, așa că am rămas la ideea că, bă, o să folosim pipe-urile. Jos avem un exporter care bagă înăuntru de stabilized redstone împreună cu neutron fluid și aici avem, bineînțeles, niște external storage-uri puse pe fluids cu priorități și alte chestii de genul acesta. Acum, ce trebuie să facem noi ca să putem să facem rost de energized glowstone-ul respectiv? Dacă ne uităm un pic la quest-uri aici, și ne ducem pe partea asta de aici, ca să putem să facem quest-ul ăsta de aici, o să avem nevoie de un fluid transposer care să ia, practic, Energized Glowstone-ul ăsta și să-l bage într-o găleată. Și cu Energized Glowstone-ul ăsta și cu găleata, într-un crafting, în mod normal, noi o să putem să facem glowstone-ul respectiv. Acum, ce ar trebui noi să facem în mod normal ar fi să luăm un fluid transposer de ăsta pe care ar trebui să-l avem pe aici. Cred că pe tine am putea să te luăm de aici, dacă stau eu bine să mă gândesc, nu? Cred că ar fi o idee bună să te luăm pe tine. Sau să te las acolo și să mai fac încă unul. Fluid. Avem direct rețetă de crafting aici, nici nu mai stăm să ne batem capul. Și dacă scriu un Signalum, avem, uite aici, deja făcute câteva upgrade-uri de genul ăsta, so we are Gucci în teorie. Ba, facem treaba asta, dăm un shift click pe chestia asta ca să oprim toată șmecheria de acolo și o să ne mai trebuiască auxilierii, cred că 3 de genul ăsta, uite așa, bam, bam, bam. Le-am rezolvat și pe astea. Acum, ce o să avem nevoie aici? O să avem nevoie odată de bucket. În cazul în care se întrubească vreun bucket vreodată, trebuie să am, uite așa, o rețetă pentru bucket respectiv. Nu știu dacă aveam pus aici. De fapt, avem. Ok, avem un pattern pentru bucket, nu ne mai batem capul cu el. Facem pac, treaba asta și o aruncăm pe asta înapoi aici. Atunci înseamnă că o să facem treaba asta, glowstone. În momentul în care dăm click pe glowstone, în teorie, dacă facem asta, ar trebui să avem o rețetă pentru ea, dar problema este că o să-mi ceară chestia asta de aici. Și chestia asta de aici ar trebui să o facem așa la processing și să facem treaba asta. Badabim, badabum. Și în teorie să o folosim aici, pe fluidul ăsta, doar că înainte să facem treaba respectivă,
O să trebuiască cel mai probabil să facem un crafter, dacă bine stau eu să mă gândesc. Pe tine cred că te pot pune aici, nu? Why not? Te punem acolo. Și prima dată îmi cedează vocea. Crafter. Bun, o să ne trebuiască un crafter. Start la treaba asta de aici. O să ne trebuiască și un un caș. Un caș ne mai trebuie. Chiar și o să-ți face foarte repede. I like it. Nu vine să cred că am fost atâta de cap să mă sincer să fiu cu voi. Am uitat că mi-am făcut crafterul ăsta și în crafter, în mod normal, trebuia să pun pattern-ul acesta care creează un bucket de energized glowstone. Și asta trebuia să-l pun dedesubt, practic, unde este inputul pentru toată schema asta noastră și ăsta o să bage, în momentul în care noi o să cerem treaba respectivă, o să bage, cum îi spune, energized glowstone într-o găleată și o să ne facă chestia asta de aici. Hai, așa ceva nu vine să cred. Bun, în momentul de față avem quest-ul ăsta terminat și atunci putem să facem quest-ul cu glowstone. Acum ce vreau să fac este chestia următoare. Vreau să fac o altă treabă. Să scoatem chestia asta de aici pentru că nu vreau să fie output-ul aici. Vreau să fie output-ul în partea asta, zic eu. Părerea mea sinceră și personală. Fiindcă aici sus o să vreau să fie, nu o să vreau să fie gălețile astea de energized glowstone, ci o să vreau să fie pur și simplu glowstone. Așa că o să fac eu treaba asta frumos. Să scot toate gălețile astea de aici. Bam, 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 perfect. Uite așa, dar se produce destul de mult glowstone, sincer, nu mă așteptam să facă chiar așa de mult ăsta, dacă stai un picuț AFK, aparent produce destul de mult. Ah, mi le aruncă tot aici. Oh, da, pentru că are prioritatea, s-a pus pe, pune pe minus 10 prioritatea atunci. Eu scoteam gălețile de aici și le băgam înapoi tot aici, man, ești dement la creierul capului. Bun, ne trebuie un importer, IMP. Uite așa, avem importer aici, perfect. O să trebuiască să sparg cablul ăsta de aici, așa. Și să punem importerul ăsta aici, perfect. Ăsta nu are nicio treabă. Și aici sus o să vreau să fie glowstone, dar prima și prima dată trebuie să scoatem toate gălețile astea de aici. Și acum că am scos toate gălețile, putem practic să facem treaba asta, spre exemplu. Ah, dar nu avem cryo. C-R-I. De tine avem nevoie. Start, craftează. Thank you very well. Trebuie să facem treaba asta odată, să punem ăsta aici, să-i dăm un bloc și am terminat și quest între timp, by all means, thank you very well, dragă domnule. Și o să trebuiască să luăm un detector pe care să-l punem, nu știu sigur cum pot, ăsta, uite, ăsta funcționează pe redstone, pe redstone signal, ceea ce înseamnă că o să pot să, pot să-l pun direct așa. Și ăsta să-mi controleze treaba asta de aici și, de exemplu, să-mi emită un semnal în momentul în care avem sub, să zicem, când ajungem sub 5000 glowstone. Da, cred că nu o să funcționeze cu detectorul, deci nu avem nicio șansă cu detectorul ăsta să facem treabă. Ceea ce înseamnă că putem să lăsăm crafter modul să ignore treaba asta cu... ups, l-am pus pe ăsta aici. Băgă-mi-și. Treci înapoi. Să ignore treaba cu restonul și atunci ce pot eu să fac, de exemplu, este să mă duc aici și să scriu glowstone, dăm chestia asta așa și punem aici să facă sistemul nostru, cât să zic eu, vreo 5000 și ceva de bucăți de glowstone, cred că ar trebui să ajungă în mod normal, nu? Putem să facem treaba asta, 5500. Bun, start, missing o grămadă de chestii. Ok, deci practic n-aș putea să fac chiar atâta. Bun, păi hai să punem atunci 100. 100 glowstone se poate face. Badabim, badabum, s-a făcut 100 glowstone. Și încă ce repede. Holy moly! Pot să fac capete de Wither Skeleton. Wow, wow! Cu Block of Enderium. Wow, wow, wow! Oh, that's nice. Îmi place ce văd acolo. Da, aveam eu posibilitatea să fac eu niște chestii. Îmi trebuia pentru o mașinărie specific și nu mai știu cum îi zicea la mașinăria aia. Era o mașinărie din thermal. Pentru asta mi-amintesc eu că aveam nevoie de glowstone. Uite la ipă nemernic. Phytogenic, sau cum eu spune,
insulator. Dar avem nevoie de Lumium Gear și ca să facem Lumium, bineînțeles că o să ne trebuiască glowstone, care în mod normal se face, cred eu că, într-un fluid infuser. Nu putem să-l facem și în induction smelter? Dacă avem Lumium Blend, Lumium Blend și Lumium Blend-ul se face în mod normal din silver împreună cu cu energized glowstone și împreună cu tin. Ok, that's nice, that's nice. Putem să facem o rețetă pentru chestia asta, după care treaba respectivă putem să o punem la prăjit easy peasy lemon squeezy. Însă aceste lucruri fiind spuse, dragi cetățeni, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine în acest videoclip. Sper să ne vedem și în următorul și pe live-uri când o să fie. Încă o dată mulțumesc din suflet că ați vizionat acest videoclip. Până data viitoare, să aveți mare grijă de voi și să ne vedem cu bine. V-am țucat. Ciao, les!